În perioada 16-28 februarie, 23 de bebeluși din județul Olt au fost internați la Spitalul Județean de Urgență Slatina cu boală diareică acută. Dintre aceștia, unul a fost trimis la Spitalul Victor Babeș din Craiova, iar altul la Spitalul Clinic Matei Balș din București. În urma analizelor de laborator s-a constatat că doi dintre copii sunt infectați cu E. coli, 4 cu rotavirus și unul cu salmonela. Pentru alți 8 bebeluși nu s-a descoperit încă bacteria pe care au contactat-o, dar medicii spun că simptomele nu sunt asociate cu cele ale sindromului hemolitic uremic confirmat la copiii din Argeș. La ora actuală în Spitalul Județean de Urgență Slatina pe secția pediatrie sunt internați 8 copii care au avut diagnosticul de internare boală diareică. Pentru toate cazurile, forma de manifestare a bolii a fost însoțită de un sindrom de deshidratare ușor. Din cele 8 cazuri, 2 au fost diagnosticate ca infecții cu rotavirus. Pentru celelalte nu s-a confirmat infecție bacteriană cu Escherichia coli în niciunul din cazuri. În prezent, alte 7 probe sunt în lucru. Între timp, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Olt le reamintesc părinților cum să-și protejeze copiii, dar și ce trebuie să facă în cazul în care se îmbolnăvesc. Direcția de Sănătate Publică Olt recomandă populației: fierberea apei este obligatorie în cazul în care nu există certitudinea că sursele de apă îndeplinesc condițiile de calitate pentru consumul uman, este recomandat folosirea apei plate sau minerale. Spălarea pe mâini înainte de a manevra alimentele, dar și în timpul preparării lor. Spălarea fructelor și zarzavatelor și verdețurilor înainte de consumarea lor. De asemenea, mămicile trebuie să fie foarte atente la prepararea laptelui pentru sugar, precum și la păstrarea alimentelor pentru aceștia. Consumarea alimentelor pentru sugar imediat după prepararea lor, fără a fi reîncălzite sau păstrate la frigider. Gătirea alimentelor cât mai bine, în special carnea, ouăle, care sunt produse perisabile. Fierberea laptelui cel puțin 10 minute în cazul în care acesta nu este pasteurizat și nu uitați, nu păstrați alimentele timp îndelungat, nici chiar în frigider. În cazul apariției primelor semne de boală, scaun, diareice, vărsături, eventual febră, este recomandată evitarea automedicației. În cazul în care cei mici vomită și au scaune diareice repetate, este recomandată prezentarea de urgență la medic.